ședință am discutat cu domnul președinte Chiriac, sugerându-i faptul că s-ar putea găsi soluții pentru ca alte echipe și alte echipe în afară de HC Dunărea, echipe de, care practică sporturi, diferite sporturi, basket, handball și așa mai departe, volei, să-și desfășoare activitatea în cadrul sălii polivalente. Știm foarte bine, până se va lămuri situația sălilor de sport, sala polivalentă este pregătită să susțină aceste sporturi. Am motivat faptul că nu sunt coșuri de basket pentru practicarea basketului. Coșurile de basket sunt, dar este acea suprafață specială care a motivat, a costat 2000 de euro de montare și montarea ei. La un buget de 4 milioane de euro aproximativ anual, către HC Dunărea, nu se găsesc 2000 de euro pentru demontarea acelei suprafețe și montarea la loc atunci când copiii din acest municipiu și județ au nevoie să se antreneze acolo. Se antrenează în frig la sala de la carantină sau știu eu mai pe unde, unde sunt condiții empirice. Plouă în sală, este frig, se îmbolnăvesc datorită faptului că domnul președinte Consiliului Județean, repet, pentru a fi util domnului Tudose, lasă doar echipa HC Dunărea să se antreneze acolo. I-am sugerat faptul că ar putea cumpăra, achiziționa două coșuri de basket din acelea retractabile care se pot agăța de pereți și mi-a motivat faptul că acea suprafață nu suportă bătaia mingii de basket. Dar bătaia mingii de handball o poate suporta acea suprafață? Suprafața face diferența între greutatea mingii de handball și greutatea mingii de basket? Niște aberații, niște prostii, efectiv puierile, să spun, pot spune. Nu știu, am ajuns să mă minunez la fiecare ședință în Consiliul Județean de aberațiile pe care ne servește Francis Filian Chiriac, președintele acestui județ, vremelnic președinte. Fac un apel la dumnealui să-și reconsidere poziția și să găsească soluții viabile pentru ca acești copii, pe perioada ierii cel puțin, să poată antrena în acea sală polivalentă. Nu atunci când se va construi noua sală polivalentă, așa cum dorește dânsul, peste cine știe cât timp.